Înșelată de soț și cu banii luați, o femeie a fost amendată de polițiștii din Găiești după ce a ieșit în fugă pe șosea și a sărit în fața unei mașini în care se aflau soțul ei și amanta acestuia. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă se observă cum femeia se urcă pe capot autoturismului în încercarea de a-l împiedica pe soț să plece. Șoferul se deplasează cu viteză foarte mică în timp ce femeia rămâne agățată. La un moment dat, mașina se oprește, tânăra coboară, iar partenerul ei încearcă din nou să plece. Aceasta nu se lasă și se urcă din nou pe capotă pentru că a pus în pericol circulația. Tânăra a fost amendată cu aproape 300 de lei.